Astrologii au vești bune pentru nativii mai multor zodii. Astrele le pregătesc surprize, mai ales la capitolul bani, carieră, dar și în dragoste. Horoscopul de astăzi aduce însă și probleme pentru unii nativi. Berbecii s-ar putea să aibă parte de conflicte la serviciu, cauzate de neînțelegerile cu șefii. Și la capitolul prieteni există o tensiune, dar cu puțină răbdare veți rezolva totul. Taurii sunt foarte stricți în deciziile pe care le iau și s-ar putea să fie prea sensibili față de cei apropiați. Nativii gemeni au o zi aglomerată. La job poate apărea un conflict, unul care se va rezolva într-un final, dar care vă va marca din cauza cuvintelor folosite. Așa că apelați la diplomație. Cariera și banii sunt zonele unde sunt avantajați racii. Vor urma o serie de evaluări la serviciu, însă veți face o impresie bună. Leii sunt foarte bine susținuți pe trei planuri: parteneriate, călătorii și relații. Puteți semna acte sau să luați decizii în legătură cu niște contracte. Fecioarele stau foarte bine în planul financiar. Veți lua hotărâri benefice în legătură cu niște bani sau achiziționarea unor lucruri importante. Iubirea le dă bătăi de cap balanțelor. Astrele vă recomandă să nu faceți alegeri majore, ci să analizați obiectiv ce se întâmplă. Nici scorpionii nu stau departe și voi sunteți puși în încurcătură și nu știți ce decizii să luați. Dacă sunteți într-o situație delicată, bazați-vă pe dovezi, lucruri logice și clare. Săgetătorii, în schimb, au mare succes la job. Energia și cheful de muncă se îmbină cu veștile bune legate de familie și prieteni. Capricornii trebuie să înțeleagă că nu pot mulțumi pe toată lumea. Axați-vă pe lucrurile cu adevărat importante pentru voi. Vărsătorii au de rezolvat chestiuni cu băncile și s-ar putea să ofere ajutor financiar unei rude, iar peștii primesc vești bune din străinătate și sunt susținuți dacă vor să iasă la o sesiune de shopping, relatează observatornews.ro.